Jocurile video reprezintă una dintre cele mai aglomerate nișe de pe YouTube, nu există niciun doială chestia asta totuși, există foarte mulți oameni care în continuare au succes pe această nișă și mai mult de atât sunt oameni care se apucă acum și deja au succes. Am văzut cazuri, e adevărat mai rare, dar am văzut cazuri în care oamenii au avut succes încă de la primul lor videoclip. Asta pentru că au știut ce funcționează în acest moment pe YouTube și dacă tu vei urmări acest videoclip vei înțelege și tu. Am făcut genul ăsta de videoclipuri de-a lungul timpului, dar aș vrea ca acest videoclip să nu fie unul generic, să nu fie unul la modul general, ci vreau în primul rând să vedem exact ce nu funcționează pe YouTube ca și canal de gaming la acest moment, după care ne uităm și ce funcționează și la final, dacă vei rămâne până la sfârșitul videoclipului, vei afla și cea mai mare revelație a mea în urma urmăririi mai multor canale de gaming în 2023 și pentru 2024 poate vei găsi niște sfaturi interesante. Pe nișa mea este foarte important să ai abonați ca să fii luat în considerare de privitori. Așa că, dacă tu ai primit ajutor de pe canalul meu, dacă vrei să mai vezi genul ăsta de videoclipuri în continuare și mai mult de atât, vrei să-i convingi și pe alții că acesta este un mod bun de a învăța YouTube și că pe acest canal vor găsi lucruri interesante, abonează-te, este gratuit și în același timp îi ajuți și pe alții să înțeleagă cum funcționează YouTube corect. Pentru a avea succes pe YouTube, contează foarte mulți factori. În primul rând, bineînțeles, contează modul în care înregistrezi, subiectul respectiv al videoclipului, de asemenea, contează frecvența cu care postezi. Deci, hai să vedem ce nu funcționează pe YouTube, și cum poți să eviți chestiile astea astfel încât să nu pierzi timpul și să postezi videoclipuri la care nu se uită nimeni și pe care nimeni nu le descoperă. Atenție la ce urmează să vă spun acum și vă voi da și o explicație. A te focaliza pe un singur joc, în tot ceea ce ține de canalul tău, este o strategie pierzătoare pe termen lung. Atenție nu înseamnă că nu trebuie să ai o nișă. Atenție, nu înseamnă că nu trebuie să te focalizezi pe un joc o perioadă de timp, ci pur și simplu nu te focaliza pe un singur joc ani de zile. Niciun gamer, nimeni nu a reușit să crească focalizându-se pe un singur joc, pentru că în felul ăsta oamenii la un moment dat te vor părăsi, se vor despărți de tine, se vor plictisi și așa mai departe. Gândește-te și la tine. Chiar și jocurile tale preferate la un moment dat devin plictisitoare și le abandonezi. Dar din punct de vedere al unui business, așa cum trebuie să fie un canal de YouTube, la fel trebuie să te gândești foarte serios dacă vrei să te ții de un singur joc. Mai ales dacă jocul pe care îl joci nu face parte dintr-o franciză de-asta imensă, gen Sims sau Diablo, Minecraft sau chestii de genul ăsta care uh, sunt piețe imense și care au uh, o arie uh, a privitorilor destul de mare. Dar chiar și creatorii de conținut care abordează astfel de jocuri imense, din când în când încearcă și altceva. De exemplu, canalul pe care îl aveți acum în imagine, nu e un canal imens, dar care are vizualizări destul de constant. L-am ales ca să vă dau exemplu, pentru că nu e un canal cu milioane de abonați. De obicei, genul ăsta de canal se ocupă cu Diablo, asta este principal subiect pe care îl abordează, dar din când în când Vom vedea și alte subiecte, cum ar fi Path to Exile, Last Epoch, World of Warcraft. Da, e clar că nu vor obține la fel de multe vizualizări ca videoclipurile pe subiectul principal, dar din când în când e bine să mai introduci astfel de lucruri și vedem că sunt vizualizări destul de constante. Da? Deci, omul își ține nișa în continuare, nu despre asta vorbim, ci pur și simplu din când în când mai introduce și alte subiecte, astfel încât să nu apară plictiseala aia. Un alt tip de videoclipuri care nu mai funcționează când vine vorba de gaming este Let's Play. Știu că o să deranjeze pe foarte multă lume, dar Let's Play-ul nu mai funcționează. Mă refer aici la acel gen de videoclip în care pur și simplu omul se filmează în timp ce joacă, neavând niciun plan cu acel videoclip. Vedem că nu a depus niciun efort în plus. Poți cu siguranță să joci un joc. Poți cu siguranță să pui comentarii pe videoclipul respective. Poți cu siguranță să faci anumite lucruri pe videoclipul respectiv, dar asta presupune un plan dinainte. Trebuie să faci niște cercetare, bineînțeles, de asemenea trebuie să alegi un subiect pe care să-l prezinți pe videoclipul tău. E nevoie de o poveste, iar asta trebuie să apară și în titlu și pe thumbnail. Când nu faci această muncă, bineînțeles că videoclipurile tale Let's Play nu vor face vizualizări. Problema cu aceste tipuri de videoclipuri este că sunt foarte ușor de făcut, deci toată lumea le-a făcut, deci piața este supra-saturată. Așa că, dacă intri pe o astfel de piață supra-saturată, trebuie să vii cu ceva al Astfel încât să găsești bucățica din nișă care să nu fie încă explorată de oameni. Ai grijă dacă intri pe o piață de genul ăsta, încearcă să găsești ceva care să te evidențieze în fața celorlalți. Cred că cel mai bun exemplu ar fi apariția conținutului de 100 de zile din Minecraft. Deci, dacă intri pe o piață supra-saturată, cum e de exemplu Minecraft, va trebui fie să alegi un hook, un cârlig, pe care lumea îl știe deja, ceva care e dovedit că funcționează și că de fiecare dată va face vizualizări sau să vii cu o idee unică, să vii cu ceva care nu a mai fost până acum și care să te scoată în evidență. Când vine vorba de jocuri, poți introduce în multe feluri un storytelling pe videoclipurile tale și asta te asigur te va scoate în evidență în fața multora care deja nu știu cum funcționează treaba asta. Acum că știi ce nu funcționează pe YouTube, hai să vorbim și de ceea ce funcționează, bănuiesc că asta căuți la genul ăsta de videoclipuri. Am atins deja subiectul provocărilor pe videoclipuri și introducerea unui storytelling, unei povestiri pe videoclipurile tale. De exemplu, acest YouTuber, care are deja destul de mulți abonați, vedem că de fiecare dată când face un videoclip nu, este despre alt joc. Doar că, dacă ești atent, vei descoperi că toate videoclipurile au o temă unică, specifică lui. Deci, dacă ai găsit ceva care prinde la public, ceva care să fie numai al tău, poți să treci de pe un joc pe altul. Dacă vrei ca oamenii să te urmărească pe tine pentru tine și nu pentru jocul pe care îl joci, aceasta este calea. Ai nevoie de ceva unic, astfel încât oamenii să-și amintească de tine. De exemplu, youtuberul de mai devreme este cunoscut printre fanii lui prin încercarea de a strica jocuri. Da? Deci este unul dintre lucrurile pe care îl evidențiază pe el. Mai mult de atât, de multe ori, la anumite videoclipuri, a încercat chiar să strice și YouTube-ul. Da? Deci o chestie pe care oamenii au văzut-o la el și o țin minte. El este omul care încearcă să strice, break anumite chestii, anumite jocuri, chiar inclusiv YouTube-ul. Și asta sună interesant în mintea omului și va, îl va ține minte. Un alt gen de videoclipuri în această nișă a jocurilor, care a prins destul de mult în ultima perioadă, este cea a eseurilor. Sau, dacă vreți să-i spui, a documentarilor despre jocuri. Acestea sunt interesante din mai multe motive. În primul rând, poți crea mai lent nu trebuie neapărat să postezi foarte, foarte des. Joci jocul, îți iei notițe și creezi într-adevăr un videoclip pe o perioadă lungă de timp. În al doilea rând, dacă creezi mai puțin, nici nu trebuie să-ți bați capul foarte tare cu thumbnail și cu titluri de 2-3 ori pe săptămână, chiar mai des cum fac unii. Și în al treilea rând, bineînțeles, e o plăcere mult mai mare să joci jocul cap-coadă decât să te apuci să filmezi și să trebuiască să ai presiunea asta asupra ta, să postezi non-stop, să trebuiască să livrezi conținut către fanii tăi. Documentarul tău este despre experiența unică pe care ai avut-o în joc și nu te-ai simțit presat să postezi și să oferi oamenilor conținut în timp real. Vei informa astfel oamenii despre experiența ta unică pe care ai avut timp să o savurezi. Tocmai pentru că nu ai avut presiunea asta a termenilor limite și să postezi cât mai repede. Vă prezint cu această ocazie un canal care a făcut un astfel de SEO. În primul lor videoclip s-au referit la Wing Commander și genul de videoclip a ajuns într-un anumit timp la peste 150.000 de vizualizări. Țineți cont că e un canal destul de mic. A, deci trebuie să vedeți că genul ăsta de conținut funcționează. Vedem asta deja de la al doilea lor videoclip. Star Wars X-Wing. Foarte interesant e că și acest videoclip a făcut peste 100.000 de vizualizări. Din nou vă atrag atenția la numărul de abonați. Peste 100.000 de vizualizări într-un timp mult mai rapid decât a strâns primul videoclip. Deci încet, încet YouTube își cam dă seama care este audiența pentru canalul acesta. Din nou vă spun că... Se poate să creșteți pe YouTube chiar de la primele videoclipuri dacă aveți o strategie bine pusă la punct. Dar un alt canal care face la fel esee despre sau documentare despre videoclipurile și jocurile pe care le joacă este numit Idol. Bănuiesc așa să citește. Și a început să facă videoclipuri despre Runscape, un joc destul de vechi, inclusiv despre diferite tipuri de provocări din jocul respectiv. De asemenea, a început să creeze pluginuri pentru jocul respectiv, ceea ce înseamnă un efort suplimentar. Adică, pe lângă faptul că a început să filmeze și să facă jocuri, a început să și codeze. Da? deci este o chestie foarte interesantă. A avut ceva succes cu aceste videoclipuri, dar mai nou s-a îndreptat către aceste documentare de care vorbeam, aceste eseuri, astfel încât pe lângă partea de Ranscape, a început să mai meargă și spre alte tipuri de jocuri și își descrie experiența sa în diferite MMO-uri. Asta înseamnă că ia o pauză, joacă jocul respectiv, încearcă să înțeleagă vibe-ul jocului, încearcă să înțeleagă experiența jocului respectiv, după care creează și un alt videoclip și se pare că lumea a început să aprecieze genul ăsta de videoclip. De multe ori genul ăsta de videoclipuri, la început, pe canal, nu au succes. Așa că trebuie să te gândești foarte serios. Dacă ești dispus, ca în momentul în care te apucai de genul ăsta de conținut, ai făcut videoclipurile respective de lungul unei luni de zile, ai o o strategie și așa mai departe și la final de tot vezi că nu ai foarte multe vizualizări. Cumva nu te ai demoraliza, pentru că e foarte important să ai și grijă ce faci, e foarte important să lași genusă de jocuri, genul ăsta de videoclipuri să crească, pentru că de la început YouTube poate că nu va găsi audiența care trebuie, de asta spun răbdare, în momentul în care faci genul ăsta de conținut, trebuie un pic de timp astfel încât YouTube să înțeleagă către cine te adresezi. Un alt tip de videoclipuri care a prins foarte bine e ceea ce numesc eu conținut de profesionist. Speedrunning-ul a prins foarte bine în ultima perioadă și sunt foarte mulți oameni care vor vrea să învețe de la tine dacă te apuci de genul ăsta de conținut, să devină și ei speedrunning foarte buni. Dacă analizezi genul ăsta de conținut la alții, vei vedea că necesită foarte, foarte puțină editare. Dacă analizezi genul ăsta de videoclip, vei observa că este foarte lung și asta pentru că nu necesită foarte multă editare, de fapt nu ar trebui să aibă deloc editare. Acest lucru funcționează, da, există și genuri de conținut care nu trebuie editate, pentru că asta e și ideea genului ăsta de conținut, ca tu să dovedești că poți să termini jocul respectiv într-o oră jumate, în două, cât ai propus tu pe titlul respectiv. De aceea nu trebuie tăieturi sau mai știu eu ce, pentru că altfel ar fi prea ușor și lumea te-ar prinde căminții. Deci oamenii trebuie să vadă la tine că tu într-adevăr te pricepi la jocul respectiv și ei vor sta, e un fel de provocare și asta, vor sta până la final să vadă dacă tu termini jocul respectiv. Și da, dacă înțelegi câte ceva despre YouTube, îți vei da seama că aceasta îți va aduce foarte mare durată de vizionare. Dacă când vorbim de succes pe YouTube, fie că e vorba de gaming, fie că e vorba de altceva, toată lumea spune, cum să fac titluri bune, cum să fac thumbnail, cum să fac bani, cum să fac abonați, sau mai știu eu ce. Dar foarte puțină lume se întreabă, băi, cum să țin omul pe videoclip. Da, deci este extrem de important ca în momentul în care faci conținut, te gândești cum să ții oamenii cât mai mult pe clipurile tale. De exemplu, canalul acesta, Settled, în momentul în care a început seria lui de Swampletic în RunScape, în primul rând e genul de, de om care a crescut foarte mult în spațiul ăsta de RunScape, e un old school gaming, să zic așa, dar uite că a funcționat pe YouTube și genul lui de, de conținut era în jur de 20 de minute pe fiecare videoclip omul avea acolo personajul și undeva într-o parte a hărții, fie că avea de obținut niște item-uri, fie că trebuia să termine niște quest și așa mai departe, chestii destul de obișnuite la MMO-uri. Dar uite că a reușit să țină cât de cât genul ăsta de conținut sus și a reușit să adune destul de mulți oameni, doar că următoarea mișcare a fost foarte inteligentă și uite că și-a adunat toată seria de 20 de minute sau mai știu eu ce, și le-a adunat în un uh, videoclip de 12 ore și ceva și efectiv genul ăsta de conținut a făcut foarte, foarte multe vizualizări. Genul ăsta de videoclip a explodat, făcând milioane de vizualizări și de ce oare a prins uh, conținutul ăsta? Și se pare că uh, oamenii vor să vadă genul ăsta de, de conținut mai lung. Exact cum era la Netflix, dacă vă aduceți aminte, înainte, uh, acum ceva timp, aveam tot uh, sezonul uh, direct, după care, la un moment dat, toată lumea s-a hotărât să nu ne mai dea tot sezonul direct și să ne dea pe bucățele, exact cum aveam serialele la televizor. Și mi-a fost foarte, foarte contrariată pentru că ei vreau să vadă totul deodată. Da, din când în când mai pui o pauză, mai mănânci, mai faci altceva, dar vrei să faci totul atunci când vrei tu, nu când decide eu știu ce platformă. Deci se pare că genul ăsta de conținut promovează binging da, așa se cheamă, și oamenii stau și se uită foarte, foarte mult timp la conținutul ăsta. Ei, genul să de a face compilații de de conținut ar putea să meargă și la voi. Deci gândiți-vă dacă nu cumva puteți să vă creșteți canalul adunând mai multe episoade și făcând un episod mare de genul ăsta la care oamenii să se uite pe o durată mai lungă de timp și din nou ajungem la acea durată medie de vizionare. Știu că veți spune, bă, da, nu putem să punem în playlisturi toate aceste videoclipuri. Pe de o parte puteți, în continuare cred că playlist-urile poate să ajute, dar pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care pe televizor sau unde mai urmăresc le va fi foarte greu să-ți urmărească playlisturile. Așa că mai degrabă un videoclip de genul ăsta cu 12 ore, 14 ore, 10 ore, cât vrei tu, adunat, s-ar putea să-ți aducă acele vizualizări pe care le vrei tu pe canal. De asemenea, dacă vrei un sfat al meu, apropo de cele let's play-uri, oamenii când intră la tine pe canal, pe videoclipurile tale, mare grijă, chestia asta. În care, mai ales că e vorba de gaming, mai ales că gamingul atrage și un anumit tip de populație, oamenii vor nu doar să te vadă jucând și atât. Posibil să fie și chestia asta dacă ești cel mai bun jucător din lume, dar în rest vor să-ți audă opiniile tale despre diferite lucruri, inclusiv despre joc. Vor să te audă glumind, vor să te audă spunând alte chestii. Vor să știe știri despre jocurile pe care le joci și mai departe. O mulțime de chestii pe care poți tu să le adaugi în timp ce te joci. Ideea este că doar jucându-te nu vei atrage oamenii. E foarte important, din punctul meu de vedere, să faci mai mult de atât. Da? De un motiv oamenilor să rămână pe clipurile tale. E cel mai important lucru pe care poți să l spun pe acest videoclip. Uită-te la cum fac alții, învață de la youtuberii mari, nu e nicio rușine să copii modalități de a ține oamenii pe clipuri, pentru că în felul ăsta vei reuși să faci vizualizări, vei reuși să ții oamenii pe clipurile alea lungi de care spuneam mai devreme. Și dacă vrei să faci abonați cu canalul pe care l-ai lansat sau pe care urmează să-l lansezi, am un videoclip în partea stângă în care vorbim despre asta și ne găsim acolo.